L'augurio Dyer. Calilor, ce faceți? Frumoase și frumoasele mele, vreau să încep episodul prin a vă spune un mare la mulți ani de ziua copilului. Băi, bucurați-vă că sunteți copii, bucură-te, băi Mihai, că-ți gătești încă măta. Uite, eu plătesc taxi și nu-mi place, așa că bucurați-vă. V-am promis că de ziua copilului aș vrea să vă fac o surpriză, cum făceam în anii trecuți. Tocmai de-aia astăzi o să facem o reacție, că n-am mai făcut din 5 luni, yay! Azi m-am frezat, că am zis că e ocazie specială. Hai să vedem dacă putem să trecem 100.000 de like-uri, este imposibil. Dar hai să facem 50.000 de like-uri. Vă rog frumos, m-am pregătit, mi-am adus undeva la 6 litri 200 de apă, ca să-i dăm bine. Am vorbit cu super băiatul ăsta de aici, care a făcut serialul ăsta, și mi-a zis că nu mai o trebuie să scoată Olivia din anumite cauze. Alb pe negru. Dar mi-a recomandat să nu uităm la serialul ăsta, pentru că zic că e foarte bun. Așa că, fraților, două ore nu mă mut de aici, oficial, să trecem la treabă. Băi, abia aștept. Zic să-i dăm bici, doamne, dă-și mie, doamne, căștile alea. Ți-am aruncat panoramele alea de căști, ia-le pe astea. Băi, doamne, dar iară. Ai peste 1 milion de abonați și filmezi pe 3 cărți. Nu mai fi sărac. Da, doamne, bă, da, nu-mi plac. Faci figur la Dumnezeu, fut. Ok, ia să vedem. Băi, ce-am cu melodia asta, bă? Dar de ce merge așa? Băi, Sebastian! Opa, avem actori noi. Bine, bine, rău. S-a acordat buget la... O pus Delia pe fundale. Aaaa! Tovarășa! Aia zic, băi. Băi, cred că mi-au copyright pe Delia asta, nu? Opa, chiar avem oameni noi. Băi, când este... O să dau leacă pe mută asta, că îi învăț piesa lui Delia pe de rost. Când este un intro lung, este un serial bun. Viața furată. Băi, ești prost? Oh, shit. Episodul 1. Ok, hai să vedem. Cine este această fată? Iară trebuie să pun subtitrări. Bă, dar nu aud nimica. Bă, dați pianul ăla mai încet când aud nimica. Să vedeți acolo timp la editat, subtitrare pe fiecare voce. Let's go. Poate acum aud mai bine, am dat mai tare. Ce faci? Pe telefonul. Bă, eu cred că o combină din prima. Close up ăla. Oare ce face mie în momentul ăsta? Asta contează. Hai să ocupăm timpul liber. Băi, ajutor la ce, măi, că nu... Vreau să mă cu mine, mă. Ok, n-am nimic. Vrei să vii cu mine? Oh! Oh! O pus! Ce-ai rămas mai bine aici? Oh! Friendzone, Sebastiane! Du-te tare, Sebastiane! Eu zis o gagica. Nu mai gândești mișii. Ok, hai. Maybe she likes you, Sebastian. Sau oare ce rol are? Oricum trebuie să fac un rezumat de la desenat ca data trecută. Deci mi-i plac copiii ăștia, deci să ne înțelegem din primul episod. Am zis și în serialul trecut, băi, la vârsta lor fac ceva, eu nu pot să fac acum, da? Momentan ce știm, băiatul ăsta vrea să plece nu știu unde. Asta refuză, pentru că vede că e simplu, ok? Beta mei. După o plecată asta, dacă n-au văzut că e așa simpaticuț, i-a zis, hai că poate mă mai gândesc. Pentru că, efectiv, fata-l place. Let's go. Hai să vedem. Se duce și ea. Dumnezeu. Nu s-a dus. Băi, ce sunt?
Lipsește și puțin de casă și trebuie să ne facem griji. Oh. Păi și de unde știi că... De unde știi? Sau poate Stella a fost dusă la spital, la... iar Livia e cu ea. Poate chiar e la spital! Tu! Nu trebuie să facem griji. E mai bun. Bă, da, Klaus apurile astea. Băi, da... Aaaa! Eu sunt nepăsătoare. Aaaa! O enervat-o. Știi, dacă aș fi nepăsătoare, nu te consul. Pentru mine. Pentru că ție îți faci rău, nu ei. Și nici mie. De ce stă așa? De ce stă așa că fata... Băi, o enervat-o, băi. După cum puteți vedea, asta este atitudinea. Băi, când i-a zis... poate dacă nu ne-ar păsa, dacă am fi toți ca tine, n-ar mai fi nimic. Și fata, poftim. Dar au pus muzica aia la bo... Oh, shit. Băi, e nervos. Nici eu nu știu de ce pasă atât de tare. La mama naibii. Pe cinstea mea. Oare de ce îmi pasă? Ar trebui să te gândești mai mult. Shit. Livy Livy? Are prea mult atenție din partea ta. What? Efectiv nu pot să cred ce mi-aud urechile. Bine că nu merită. Că voi meritați. Auzi? Că m-am glumat. Poți să te întrebi. Ce e Livy pentru tine? A? Și zice cu... Simplă prietenă, e și colega ta. Fraților! Uitați! Oh, a activat butonul! Nu! Bă, dați-mi o pernă, pardon! Fraților, deja se întâmplă chestii aici, nu știu dacă observați. Băi, băiatul ăsta la mama naibii, chiar nu-și dă seama ce... Băi, fata asta o pus întrebarea capcană. Ce este Livy pentru tine? Și ăsta normal s-o panica și o simplă prietenă, este și colega ta. Băi, nu! Știi să creezi emoții, fără catrincă. Îmi pare rău de muzica aia care-i pusă la boxă, în altă cameră. Microfonul ăla de la telefon focalizează sau înregistrează doar sunetul de la boxă, știi? Că-i prea tare și pe ăștia nu-i aud, bă. Bă, ce? Colegi la facultate, ați fost prieteni, ce s-a întâmplat cu voi așa deodată sau... La facultate? Nu, m-ați n-am nimic cu Livy, dar nu știu de ce în ultimul timp îi dai atâta atenție. Shit! O prins! Îi dau pentru că ea trece dintr-o perioadă pe care nu l-am trecut niciodată. Asta e amanta. Noi care avem de toate n-am trecut. Dar ea... Băi, ai așa femei lângă tine și pleci? La o gură de aer. Bă, cum se spawnează oamenii așa random? E frată. Zici că era un NPC, bă. Zici că era legit un NPC de la care stătea acolo și mergea așa în gol și la un moment dat vii și vorbești cu el, bă. Zici că era NPC de la de pe Skyrim, bă. Nu pot să cred, bă, rog frumos. Hai să-l mai uităm o dată. Bă, mi se pare foarte amuzant, dar nu mă înțelegi greșit, bă. Bă, cum o reținut copchii ăștia atâtea replici? Vă rog frumos, cum o reținut copchii ăștia 5 minute fără un cut, bă. Bă, 5 minute fără un cut. Cum? Na. O plecat și deodată. Alo. La spital. E la spital. Deci, Andreea a avut dreptate. Cu ce? Andreea. Am fost la tine și nu te-am găsit acasă și nici pe Stella, patul ei. Și am venit acasă și am spus, eu zic că e posibil să să fii la spital. Și am zis de replică. Dar de ce? Cu Stella? Bă, eu fost rău lui Stella. Hai. Mergi până la el. Băi, fraților, e gravă treaba. Deci aia e Andreea. Bă, s-ar nu-mi place pe Andreea, bă, și se duce după alta, bă. Băi, ce tranziție. Vrei ceva? O apă. Dar de ce merge așa? Vrei ceva? O apă. Ok. Ce spui? A spus că trebuie să mă extereze. Asta e acolo. Aleu. Ok.
bun. Băi. Băi, vă cred. Deci prietena lui ăsta e în spital. Băi, ești prost. Băi, dă să beau și o gură de apă dacă tot. Analizarea ce spun. Adică ce scrie? Fișa. Ce să scrii, mă? Nu știu nicio, uite de ajutor. Auzi, să știu, medic? Nu medic, zi. Ce scrie? Ce scrie? Nu mai scrie nimic, ce să mai scrie? Scrie de toate, nu știu ce scrie. Această expresie facială o bătut tot. Pe bune, dacă nu mă jur. Nu le-a făcut încă. Nu le-a făcut. Adică n-am pus-o să fac analize, n-am pus-o... Bine! Business. Are improvizații sau un script? Nu știu ce nu are. Bă, da, chiar îmi... Gen, m-a băgat în acțiune, chiar îmi pare... Să plătesc, că trebuie să se opereze. Trebuie să plătească. Cu asta cred că te pot ajuta eu. M-a ajutat destul. Bă... De când ne cunoaștem, tu mereu mă ajuți. Bă! Nu contează. Cât e operația? Văleu, cât e? 75.000 de euro! 75.000 de euro! Bă! Ce operează, bă, așa? Băi, un Volvan nou, direct, cu toate opțiunile pe el, 2022. Hai să ne gândim o leacă, mai bine zic. Și un Volvan, băi, un apartament. Și un apartament. Un apartament cu 3 camere, făcut frumos, băi. Aici, în Bacău, la mine, frumos, tare. Băi, să n-am parte, un teren, 2 hectare, 3, plantați, îmi fac o hală. Ce se întâmplă, bă, de banii ăștia, bă? Deci ăsta, pardon, ori este dealer de droguri, ori este din mafia siciliană sau ceva în genul, pentru că nu pot să cred că are atâția bani. Deci de unde ar putea să o ajute cu 75.000 de euro, pardon. Cine știe, oare, ce meserie are acest omuleț? O râs la 75.000 de euro. Alții, mi s-a oprit inima în gât. Ajuta. Ce, pardon, îmi pare rău că am vorbit. Te pot ajuta. Te pot ajuta, mă piși pe ei. N-am cum să-ți mai dau atâția bani înapoi. Nu trebuie înapoi. Nu sunt eu. Doar să-mi spui contul de la banii. Da, sigur, acum ți-l spun. RBRDE0130SV727. Da, mă, te ajut, stai. Zi-o leacă contul, că facem plat. N-am nevoie de bani. Mai Andreea, n-am nevoie de bani înapoi, nu mă. Bă, dar ne știm de viață totuși, 75.000 pentru mine, mă. Până la urmă ce-i? Înseamnă ceva? Păi, băi, ăștia banii sunt hârtii, mă. Dă contul încă, da? Ia. Direct la spital. Direct la spital. Deci în contul spitalului. Da. Ok. Măi, în contul spitalului. Îți voi vira azi banii. Ca să poată să o ofereze mai repede. Aleu. Și vreau să mai fac o propunere. Oh, shit! Era sigur. Șantajează. După ce operează. Fac. Te vei muta tu, Stella Shadela. Stella Shadela. Aici în casă. Stella Shadela. Voi. What the fuck? Ce zic? Ce ar zice Andreea? Nu e după Andreea. E după mine. Și casa ei, e sora ta. E sora ta de sânge. Și? E sora lui de sânge? Pardon? Oh my god. Fuck. Și? Ce vrei să fac? Și? No simple out, bravo. Băi, fugiți de oamenii care vorbesc așa calm. Deci, azi îți virez bani. Nu mâine, azi, acum. Și ceva nu azi, acum. Băi, uitați ce drăguț, băi, fraților. Hai. Băi, oamenii ăștia chiar reușesc să-mi transmită ceva după 3 ore, fac. Băi, ce zice cimentul ăla de pe casă? Shit! Andreea, nu e bine ce faci. Pare rău, dar a fost genial. Băi, genial! Ia, hop! Andreea, nu e bine ce faci. Fac, ce? Nu e bine? Dă-ți o leacă mâna! Nu e bine Să că-ți pierzi banii de. Sunt banii mei. Oh, îți banii lui! Și folosesc în ce stadiu vreau, când vreau. Men, are dreptate călcica. Ok. Continuăm felul ăsta, așa se va mărăție, iar tu îți
Andrea, dacă mai continui așa, o să-ți dau eu o lecție. Bă! Serios, dar cine ești tu? Vrei să vezi că te voi lăsa palidă, Men! Serios? Da. Men, o amenință! Nu pot să cred așa ceva! Domnule X! Și apropo, eu fac ce vreau și când vreau, deci te rog eu frumos să mă lași în pace de acum acolo. Și nu te mai băga în treburile mele, că-mi struși tot. Frate! Vrei? Gagica are dreptate. Bine. 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 Dar în felul ăsta... Tu ce? Nu intra în cameră. Nu eu. Uai, ce bine să-mi... Ceva? Ce cam să merg pe jos. Oh. M-am săturat de atâtea certuri cu tine. Parcă ești... un Sky. Un Sky. L-a făcut un Sky. Shit. Nu a putut să o creadă pe Andreea, frate. De fapt, asta îi voia binele, frate. Poate chiar era gagica lui, femeia lui, frate, cu care chiar sunt surași, așa. Și ăsta fuge după alta, frate. Și-o zis, bă, că o să lase falit. Vă rog frumos, oamenii ăștia chiar joacă foarte bine. Eu mă simt foarte prins în acțiune. Nu știu de voi, dar eu chiar mă simt... Băi, am emoții, dă să-mi iau perna, legit. Băi, nu pot să cred ce se întâmplă. Sunt atât de curios, bă, ce se întâmplă, a reușit. Hai, ieși odată din mașină până nu mă enervez mai tare. Shit. Băi. Ușor, ușor. Băi, eu dat-o afară. Băi, nu, hai, totul nu trântea așa, portiera. Ia loc, te rog. Cum e mama? Mama? Ce? Ce? Măsa? What? Cum e mama? Mama ta? Băi, măsa? Eu ți-am zis că ai donat banii degeaba. Ah! Auzi? Ah. Noi n-am reușit să îi salvăm pe părinții noștri cu banii ăștia. Așa că ar fi mai bine să... Am făcut mai bine că reușesc să-i salvez viața mamei ei. Deci măsa? Dacă reușești. Și dacă o să reușești, ce o să faci? Oh. Eu n-ați mai spus nimic de azi. Fuck, na. Da. L-au lovit cu, eu nu-ți mai spun nimic, deci s-a terminat, da, deci când zici o fată asta, efectiv ești mă. Deci îl cheamă Denis, bă, mă, aflat niște detalii, bă. Deci Stella sau Adela-i măsa lui asta, bă, îi măsa, bă, lui ăsta îi place lui măsa de asta, vrea să o aștept pe măsa. Uite, ăsta-i bogat și nu a reușit să salveze părinții lui, înseamnă că ăștia chiar sunt frați, deci nu-i nevastă sa. Bă, ce se întâmplă? Hai, să ia final primul episod. Trebuie să-i până. Am 50% din acțiune. Și când vei rămâne fără? Atâta și tu. Și când vei rămâne fără? Firma merge super bine, e de mare succes și cred că se recuperează repede. Da, îmi lasă 3 ani. Oh! Man, de unde-i duce capul pe copiii ăștia atâta? Număr recunoscut. Sună număr recunoscut. Da, eu sunt. Știi că nu e vina mea. Nu, refuz să cred că o închis episodul așa, refuz să cred. Bă, ești nebun, la ce m-am uitat? La ce m-am uitat? Bă! Vă rog frumos, copiii ăștia chiar au reușit să mă pun o leacă pe... Să moră dacă nu zici că e episod din Netflix, bă! Băi, un sponsor, să-ți uite la episodul ăsta, să mă sponsorizezi pe mine, să-i sponsorizezi pe ei, să facem o producție ca lumea, bă, să băgăm pe Netflix, pe bune! Asta este primul episod. Ne vedem la episodul 2. În fiecare zi, la ora 6, se postează un nou episod până terminăm, până la final, bă. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, încă 2000 de urmăritori și facem 300.000, vă rog eu frumos, acolo, pe bune, dacă nu. Abonați-vă la ei, dați-mi un like la episod, pe bune, este muncă multă, pe bune ce trebuie. Ce să vă mai zic, beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat!